România a încheiat trimestrul al doilea din acest an cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 4,1% din produsul intern brut. Potrivit Eurostat, Marea Britanie ne urmează cu 3,4%. Dacă acest an va fi încheiat cu un deficit mai mare de 3%, România riscă să fie sancționată. Comisia Europeană și miniștrii de finanțe din Uniune vor stabili ținte și termene limită pentru corectarea dezechilibrelor. Guvernul României s-a angajat că măsurile economice pe care le-a luat nu vor afecta ținta de deficit în acest an.